Numirea lui Constantin Harasim în funcția de prefect ne arată în mod clar că PSD Suceava are o influență tot mai mică la nivel central. Dacă acest lucru a fost vizibil în momentul impunerii bucureșteanului Ovidiu Iane ca deputat de Suceava în locul silvicultorului Vasile Rusu, acum nepăsarea Bucureștiului față de PSD-ul sucevean capătă un aspect tot mai îngrijorător. Pierderea postului de prefect din portofoliul social-democraților suceveni a luat prin surprindere pe toată lumea, dar mai ales pe cei din conducerea structurii județene a partidului. Parlamentarii social-democrați suceveni nu au ezitat să-și arate public dezaprobarea față de decizia guvernului, lipsind în bloc în mod ostentativ la ceremonia de instalare a lui Constantin Harasim în funcția de prefect. Practic, singura figură importantă din PSD prezentă la acest eveniment a fost Cătălin Nechifor în încercarea de a salva cât de cât aparențele. A fost numit de către guvern. Dar având susținerea PLR. Nu știu ce susținere zici că ai, că are el. Nu-mi dau seama la ce te referi. Eu nu știu să aibă susținere de genul ăsta. La investirea în funcție, da, parlamentarii PSD nu au fost prezenți ca lider al grupului PSD Suceava. Ce a fost făcută de către prefectură pentru participare și participa cine a putut. Probabil că au avut altceva în agenda lor. Unii spun că ar fi un boicot, că nu sunt de acord cu... Pe cei care spun lucrul. Dar dumneavoastră ați vorbit cu ei, fiind din același partid, de ce n-au venit sau... Care om are o agendă. Ca parlamentar, ai și plen, ai și activități în, teritoriu, n-aș putea să vă spun ce au fost ocupați fiecare dintre ei. Dar PLR Suceava nu se oprește aici. Văzând cum câștigă teren, Constantin Galan prinde din ce în ce mai mult curaj și a pus ochii pe banii gri de pe vârfurile mobilelor balastierilor din județul Suceava. Mai exact, deputatul Galan face presiuni enorme la București pentru a-l îndepărta din funcția de șef a serviciului de gospodărire a apelor pe Daniel Drăgoi, intenționând să-l reinstaleze în locul acestuia pe controversatul Corneliu Vornicu, care a promis domnului Galan mare acusarea dacă va face acest gest pentru el. Acum mare acusarea nu știe dacă i-o va putea oferi aici, în zona Bucovinii, dar cu siguranță nisipul și mălaiul specific acestei activități vor fi în puterea domnului Vornicu să îi le ofere domnului Galan, mai ales cunoscând stilul de lucru al fostului viceprimar PRM al Sucevei.